răsărită e bună, simbolul Ucrainei, al veganilor și al verzilor, dar ambrozie nu e bună pentru că dăunează oamenilor alergici. E foarte bine că au grijă de sportul de masă, de stadion, de răstignire și de alte preocupări culturale sau pseudo-culturale. Dar primăria trebuie să aibă grijă și de extirparea ambroziei, plantă periculoasă pentru persoane alergice, de care sunt foarte multe și în sat, și interzisă de lege. Aveți obligație legală să extirpați ambrozia. Și iată, marginea drumului, fix între sate, care constituie comună. Primarul sau Oleg Cernei, care vrea să ajungă primar, putea să vină personal să smulgă ambrozia asta toată vara, până să ajungă ea să facă polen. Dar n-au făcut-o, pentru că au alte griji și interese. Iată, le arăt eu cum puteau și trebuiau să facă. Și asta poate să facă orice cetățean, mai ales la terenul propriu unde apare planta asta, care probabil are deja polen. Eu nu sunt alergic, dar am în familie cel puțin doi alergici la polenul de ambrozie. Am făcut asta pe marginea drumului. Dar acolo e proprietate privată. Lasă în seama poliției de sector, a primăriei, să sesizeze proprietarul, proprietara, și să vedem dacă și în cât timp intervin să oprească focarul. Altfel polenul ăsta o să se împrăște, mai ales semințele, și o să fie satul inundat de ambrozie. Să vă arăt cât ambrozie este la Răzălăi, în satul de Baștenă, al primarului Rotaru. Chiar la intrare în sătuc vedem tufă falnică, măreață, cam cât primarul de mare. Și pun pariu că o să vrea acuși al treilea mandat. Pentru și, pentru șulin. Bine, asta e plantă de leac, armurariu. Dar oricum e deranjant. Intră acolo copii, bătrâni, oameni neatenți care se feresc de pe carosabil. Deci trebuie și șulini îndepărtați, măcar de pe marginea drumului, măcar la intrare în sat. Și nu doar la marginea satului, dar și în centrul Răzălăilor, pe lângă grădiniță, găsim o grămadă de ambrozie. Strada Mitropolitului Naniescu.